Christmas. The ground is fashionably green, but I imagine a scene with snowy sleigh rides. Oh, Christmas, let's take our kindness inside and test it out for a ride and love each other. Everyone out there deserves a little bit of love. Bună, dragilor, și bine ați revenit aici pe canal. Astăzi facem un clip rapid despre și cu calendarea Advent și cu o surpriză cu Mystery Box. Dar nu înainte de toate vreau să vă arăt ce am cumpărat de la Jumbo, pentru că am fost rapid până la Jumbo. A trebuit să mai cumpăr niște cadouri pe care din păcate nu pot să vi le arăt că sunt cadouri și în general persoanele pentru cine am cumpărat se cam uită la clipurile mele. Așa că, da, nu pot să vă arăt tot ce am cumpărat, dar pot să vă arăt parțial niște lucrușoare, mai exact 4 la număr, adică nu-i mare lucru. Imediat. Primul lucru este această ghirlandă, așa cred că îi spune, nu? Sau beteală de pom, spuneți-i cum vreți. O să caut imediat pe Bon să vă spun exact cât a costat. Ghirlandă verde, 14,99 lei. Am cumpărat-o pentru geam, să urnez aici frumos, da, și aceasta este casa de la Milanel. Să urnez aici frumos pervazul, m-am gândit eu așa, să pun ceva verde, că ar da bine. Și tot pentru pervaz am luat și aceste bilețele, doamne, biluțe, scuzați-mă, dar am fost la cumpărături cam 3 ore și, da, 12,99 lei și se numesc perle de Crăciun albe. Și vreau să fac ceva cu ele, să vedem ce ies. Așa, și am mai cumpărat două chestiuțe. Așa, niște punguțe din acestea, care cumva se lipesc. Ele, de fapt, scrie aici că sunt pungi pentru bomboane. Dar eu nu o să pun bomboane de Crăciun. Și aceasta a fost, da, bomboane 4,99 lei, 5 punguțe, deci 1 leu o punguță. Eu nu o să pun bomboane de Crăciun, cum spuneam, o să pun diverse cadouri, mi s-a părut drăguță. Și am mai luat un disc din acesta cu legătură, nu știu cum să-i spun, știți la ce mă refer. Deci, aceasta, punga de hârtie a fost 6,99 lei și aceasta a fost 5,99 lei. M-am uitat eu un pic, aiurea. Bun. Și acum haideți să desfacem Mystery Box-ul. Și vin aici cu tot ce am de desfăcut alături de voi. Cum spuneam, am de la Kinder un Mystery Box de la Infinity și calendarul Advent de la Shinsei, care sper să nu se fi răsturnat pe aici bijuteriile, pentru că se cam aud ca și cum s-ar fi răsturnat. Și vreau să încep cu Mystery Box-ul de la Infinity, pentru că a ajuns la mine acum câteva zile bune. Și, băi nene, m-am tot uitat pe lângă el, oare ce-o fi, ce-o fi? Care-i treaba cu acest Mystery Box? Ei, cei de la Infinity, au avut o promoție, să spun așa. Oferau cadou niște cutii cu un conținut necunoscut, în valoare de 150 de lei ar fi acest conținut, iar tu plăteai doar transportul 15 lei. Deci, practic, cutiuța m-a costat doar 15 lei transportul. Și am zis, bă, de ce nu? Hai să vedem. Bun, hai să desigilăm. Am văzut că sunt diferite cutiuțele. Ah, câte chestii. Unele fete au primit niște cuțite, altele alte chestii, adică fiecare a primit lucruri diferite. Cutiuțele sunt diferite și eu aici deja văd o jucărie. Nu știu ce să fac eu cu ea, dar mă rog.
Dacă sunt jucării, chiar n-am ce să fac cu ele. De fapt, am ce să fac cu ele, că am un nepoțel și o să-i le dau lui. Da, e încă micuț pentru anumite jucării, dar mă rog, vedem. Hai să vedem ce avem. Am o chestie, un suport. Nu știu pentru ce e asta. Chiar sunt curioasă dacă această cutie merită 15 lei. Am o kendama. Deci până acum am acest suport pentru... Dumnezeu știe pentru ce o fi. Că eu nu știu. Deci am chestia asta. Așa. Am o kendama. Eu cred că kendama e asta. Ia să vedem. Ia stați așa. Și cum se joacă așa, nu? Da. Nu, nu merge. O să-mi dau cu ea în ochelari. Așa. Apoi am un plic cu ceva. Deci am un plic cu ceva, da? Hai să vedem ce e în plicul ăsta. Deci, mare curiozitate ce am să văd dacă am meritat 15 lei. Până acum n-am meritat, că n-am ce să fac cu ei. Pe bune? Ăsta ce e? Poate să-mi spună și mie cineva ce e chestia asta? Deci, mai bine primeam cuțite. Am văzut că Sabina Rusescu a primit cuțite. Hai mă, focalizează 2 secunde că nu vrea să focalizeze. Am văzut că Sabina Rusescu a primit cuțite. Bă, dacă ai focaliza, ar fi perfect ca să vedeți și voi exact ce poate fi chestia asta. Că din punctul meu de vedere e cam o panoramă. Așa, bun, a focalizat. Ce e asta, să-mi spuneți și voi mie? E cumva din ăla de cablu, de se pune în capătul la telefon, la ceva? Deci da, nu știu ce e. Bun, hai că până acum n-am meritat 15 lei, mai văd niște chestii aici și să vedem până la capăt. Am primit un mesaj. Așa, o infinitate neinteresant. Am primit un balon. Așa. Am primit o pereche de mănuși, care astea sunt bărbătești. Da, astea sunt chiar drăguțe. De astea cred că chiar s-ar... Dar ce? Mama măsi. Au niște chestii așa pe ele. Nu știu, sunt ciudățele rău. Sunt antiaderență sau ce? De ce au chestiile astea? Deci nu înțeleg ce să faci cu ele. Deci nu știu care-i treaba cu mănușile astea. Da, în fine, am primit deci mănușile astea. Care, nu știu care-i treaba cu ele. Așa. Și am mai primit aici o chestie. Care cred eu că este 100% natural, că e ceva pentru spălat, dantura. Cred. Stați să vedem. Așa pare. Da, o să tăiem punga. Da, am o periuță de dinți aici. Bun, o să încerc să mă grăbesc, că nu vreau să vă țin prea mult aici. Și am aici pentru dinți. Cred că ăsta e un praf cu care te speli pe dinți. Hai să-l desfacem dacă tot suntem aici. Încerc să-ți fac ușor să nu fac vreo tâmpenie. Da, e un praf negru, nu o să-l aplec prea mult. Că se vede la voi acolo. Este, de fapt, din ăsta, cărbune activ și te speli cu el pe dinți și ar trebui să-ți albească dinții. Ăsta e interesanțel, dar restul... Nu, restul sunt
ușor tâmpenii, să spun așa. Cam așa le-aș numi eu. Mă rog, o să bag totul aici și o să-i arăt și soțului meu, că și el era săracul curios. Nevoie mare cu ce este în această cutie. Și deci acesta a fost mystery box-ul de la Infinity. Și vom continua să deschidem calendarul advent de la Kinder. Pe acesta eu l-am luat cu o reducere, mi-a plăcut că este sub formă de casă, dacă vedeți voi. El cred că era 28 și eu l-am luat cu o reducere, nu mai știu, am dat vreo 21 de lei oricum pe el. Deci am un preț bun, spun eu. Bine sigilat, după cum vedeți. Așa. Și arată sub formă de căsuță. Și o să începem să le facem împreună, să vedem ce conține, dacă a meritat banii sau nu. Eu zic că a meritat, că nu, eu avere 21 de lei și eu zic că aduce o bucurie foarte mare celui care desface aceste minunate căsuțe. Bun, hai să căutăm unul, pentru că eu nu văd unul. Foarte dubios. Deci eu nu văd căsuța cu numărul 1. Ah, uite aici. Bun, și aici avem căsuța cu numărul 1. Da. Bun. Și o să îl desfac. Căsuța cu numărul 1, dacă pot. Oh, gata. Bun. Și la căsuța cu numărul 1 avem un ouleț pe care cred că l-am strivit când am vrut să desfac căsuța. Da. Avem un ouășor așa mic Kinder. Ia uite ce drăguț e. Așa. Apoi căsuța cu numărul 2. Căsuța cu numărul 2 este aici. Da. Și o desfacem. Așa, avem o mică ciocolățică de la Kinder. La căsuța numărul 2. Ce drăguț, ceva dulce așa zilnic. Foarte frumos. Bun. Mai departe. Căutăm căsuța cu numărul 3, care este aici sus. Da? Și să vedem. Le-am luat special pe acesta, țin să menționez lucrul ăsta, pentru că nu mi-a arătat ce conține. Pe restul a arătat ce conține. Și mă gândeam, bă, care mai e surpriza dacă mi-arată ce conține? Pe acesta nu a arătat și l-am luat fix pe acesta. Bun. Și avem încă un ouășor de la Kinder. Acum căutăm 4, care este aici și cred că este ceva mai mare. A, da, și este tot asta de Kinder. Un batonel. Super! Bun. Apoi după 4 avem 5, care este undeva aici. Și o să desfacem și 5 imediat. Stați așa să reușesc eu. Așa. Și avem o bombonică Chocobons. Aceasta tot de la Kinder, bineînțeles. Bun. Așa, 5, 6. 6-le este aici undeva sus. Pare și ceva mai mare. Cred că e un nou Kinder din acela mare. Ia să vedeți voi. Dacă nu e ceva, da. Am ghicit că e un nou Kinder, pentru că era foarte mare căsuța. Imediat. Și da, avem un nou Kinder din acesta mare. Yay! Bun. Apoi trecem mai departe la următorul număr. Și ar fi numărul 7. Între timp am schimbat și cardul de memorie, că am rămas fără memorie. Mă rog, așa. Chestii tehnice. 7. Și să vedem și la 7 ce avem. Tot o bombonică. Încerc să mă grăbesc puțin ca să nu vă țin aici o eternitate. Da, e prinsă cumva și nu reușesc să o scot. Gata. Tot o bombonică. Bun. Apoi avem 8. 8 care este? Undeva? Nu-l văd pe 8. Ok, bun, asta. Să vedem. A, uite-l aici. Bun. 8 este undeva aici. Foarte interesant ar fi acest
Kinder pentru copii mai ales. Eu zic că chiar poate fi un cadou frumos. Bun. Și avem tot o ciocolățică. Apoi după 8 avem 9, care este 9. Este aici. Așa, și avem tot un ușor drăgălaș. 10. Îl avem aici sus și ceva mai mare. Ia să vedem. Ia să vedem că l-am desfăcut. Ce frumos, la 10 avem un omuleț de săpadă de la Kinder, un omuleț de Crăciun, pardon, un moș Crăciun. Deci la 10 avem un moș Crăciun. Bun, m-am emoționat deja. Așa, la 11, unde ești, măi, 11, că nu te văd. Nu văd 11. N-are gură ca să strige, să zic așa. A, uite la aici. L-am văzut. Bun, la 11. Iar avem o bombonică. Toate dulciurile astea o să le pun în ceva și o să mănânc așa câte una pe zi, nu o să le mănânc pe toată o dată. 12. Am vrut să-l desfac cu voi ca să vedeți ce conține, să vedeți dacă merită sau nu acest calendar. Și avem tot un nou ușor. La 13, care este aici, da? La 13 avem o ciocolățică. 14, care este sus aici, cred că avem tot un ouleț, da? Un nou ușor. 15 este aici jos. Cred că tot o ciocolățică, cam așa pare. V-am zis că tot o ciocolățică este. Și să mergem la 16, care este sus aici. Și are forma tot unei ciocolățele și este o ciocolată. 17, care este lângă. Și la 17 avem o bombonică. 18, unde l-avem pe 18? L-avem aici. Cred că e tot o bombonică ceva. Da, tot o bombonică. 19, mă uitam, da, am desfăcut pe aici. 19, nu-l vedem pe 19. E tare asta, știi, când încep să le cauți și tu nu le vezi. 20. Ori l-am desfăcut. A, nu, uite-l pe 19 aici jos. Mă gândeam, zic, băi, cred că e desfăcut și nu mi-am dat seama. 19, un nou ușor. 20 l-am văzut pe undeva pe aici, aici jos. Are forma tot așa unei ciocolățele. Încep să le ghicesc după formă. 21 este aici, este ceva mai mare, cred că este tot un moșuleț sau un om de zăpadă, ceva cu ciocolată. Ia uite ce frumos, este un băiețel. Un băiețel. Vai, ce frumoase sunt. Super frumoase. Foarte frumoase, da. Extraordinar de frumoase. Și am uitat ce cifră era aia. Cred că 21. A fost, da, 21. 22. 23 avem aici. 22. Unde e 22? Asta e 2. Unde e 22? Nu văd 22, dar, dragii mei, nu văd 22. Wow, uite la aici. Dar scria pe roșu și nu-l vedeam. Și avem deja ceva timp. Așa. O să fie un clip lung. Și avem tot o bombonică. Și cred că mai avem 23 și 24. Deci 23 e sus și avem o ciocolățică. Și 24 este aici sus și cred că avem tot un nou Kinder sau
ceva oricum mai mare. Da, tot un nou Kinder. Chiar arată așa. Și gata. L-am golit. Și avem așa. Să facem recesământul. Două ouă Kinder mari în format full size. Un Moș Crăciun și un omuleț. Da. Avem 3, 5, 7, 8 ciocolățele din acestea. Avem 2, 3, 4, 5, 6, da, 6 bombonele din acestea și 6 ouășoare. Vai, cât de mișto a fost. Mie chiar mi-a plăcut acest calendar de la Kinder și eu cred că își merită banii. Pentru bucuria pe care o faceți unui copil sau unei persoane care îi place să desfacă calendare advent, este nemărginită. Și acum o să desfacem calendarul advent de la Shinsei. Calendarul advent care este silver, l-am luat pe cel cu bijuterii argintii. A avut prețul de 39,99, da, ați auzit bine, doar 40 de lei a costat acest calendar și de aceea l-am și cumpărat, sincer să fiu, că a fost ieftin. Că calendare mai scumpe nu prea ne-am permis, asta e viața. Bun, și aici desfacem, începem cu unul. Eu sper că nu s-au amestecat bijuteriile sau ceva și le găsesc în căsuța care trebuie. Da, și la unul avem o pereche de cerceluși, uitați cât de frumoși sunt. Vai, ce drăguți sunt, așa finuți, exact pe gustul meu. Bun, asta avem la un. Dar știți ce frumos strălucesc? La mine se văd aici, sunt superbi, sunt superbi, sunt, credeți-mă. Bun, să căutăm cifra 2. Cifra 2 este undeva sus aici. Ia să vedem. E bine că se desface destul de ușor acest calendar. La 2 avem o brățărică. O brățărică foarte drăguță cu niște steluțe. Hai, dacă ar și focaliza, ar fi perfect. O să trebuiască cu timpul să cumpăr un alt aparat din acesta de vlog. Dar na, mai filmăm cu ce avem. Așa, la 3, 3 este undeva jos aici. Avem un inel. Ah, ce drăguț e, ce finuț e. Ia uitați cât e de frumos. Da? Ia să vedem, este bun. Pe degetul ăsta. Da, perfect. Ia uite și bine, bine. Foarte frumos este. Bun. La 4. 4, 4, nu văd unde e 4. Strălucește. A, aici e 4. La 4 avem un lănțișor care la fel este superb. Bun. Apoi 5. 5, 5, 5. Unde este 5-ul? Pe bune, dacă văd 5-ul fiind... A, 5-ul este aici. Fiind așa strălucitor, nu se vede foarte bine. Și deja plecaseră în altă căsuță aproape aceste bijuterii. Sunt așa, două steluțe și niște biluțe. Foarte frumoase. Da. Focalizează pe ele. Hai, te rog eu. Bun. Superbe. 6. Îl avem pe 6, 6 jos aici. Încerc să mă mișc mai repede ca să nu vă plictisesc. Avem niște cerceluși. Ia, uitați cât de frumoși sunt aceștia. La 6. Deci sunt superbi. Merg mai ales acum de Crăciun, de Revelion, de... Foarte frumos. 6. 7. Mie îmi plac foarte mult aceste gablonțuri, adică port. Așa că m-am gândat foarte mult acest calendar când l-am găsit și la un asemenea preț. La 7 sunt tot așa niște cercei micuți, frumoși, finuți, de zi cu zi, care zic eu că merg de zi cu zi, da? Așa, 8, 8, 8, 8,
jos aici. La 8 avem tot așa două inele. Două inele, unul așa desfăcut și unul așa cu bile. Da, imediat. Bun, sunt foarte frumoase. 8, 9. Nu avem sus aici. Și este un lănțișor cu un cerculeț. Vai cât de finuț este și de frumos. Și eu port lănțișoare argintii. Bine, port din argint într-adevăr și acestea cred că vor căni dacă m-aș spăla cu ele. Dar cred că mă pot risca până la urmă când cănește. Asta este. Așa, 10. 10 este aici și avem o brățărică simpluță. Așa. 11, 11, 11, 12 e aici, 11 e aici. Așa, avem niște cerceluși foarte drăguți, așa, rotunzi. Port, îmi plac, sunt superbi. Știți că mi-am luat și unii de la Pepco asemănători. Da. Cam așa. 12. 12 sunt două ineluțe, simpluțe așa, două ineluțe, foarte frumoase, 13, să zicem așa frumos, 13, care vrea să deschidă, gata, s-a deschis. Avem un lănțișor cu bănuț, mă rog, ăsta trebuie să vină cumva în față, așa, foarte frumos, da, 13, 14, La 14 avem niște cercei cu o biluță. Foarte frumoși pentru sărbătoare. Așa, 15, 15, 15. La 15 avem o brățărică cu două din astea. Așa. La 16 avem un lănțișor foarte frumos care arată așa, este super, vine așa cobilă, dar nu știu de ce e un pic îndoit, nu știu dacă așa s-a îndoit el sau, mă rog, dar e frumos. Așa, 17. O, ce cerceluș frumos. Ia uitați la 17, că sunt de frumușei. De finuțe așa și credeți-mă că strălucesc atât de frumos. 18. Dacă m-am descurcat destul de bine cu acest calendar. Sunt niște biluțe. Este în set, cred, cu acel lănțișor de mai devreme. 19. Avem niște cerceluși din aceștia, așa. Ia să vedem. Un focus mic ca să se vadă exact. Da. Cam așa arată. Super. 20. Avem o brățărică, subțirică, așa, drăguță. Bun. 21 aici. Avem un lănțișor cu o steluță frumoasă, finuță, vai, superbie. Da, ia uitați. Eu nu știu cum se vede acolo la voi. Da, e superb. Bun. 22. Avem un lănțișor, doamne, un ineluț foarte frumos, la fel, cu trei pietricele. Și mai avem 23 și 24. La 23 avem... A, ce frumos sunt ăștia. Da, și din păcate aparatul meu n-a vrut să mai mă asculte, s-a oprit. Vreau să vă arăt că la 23 avem acești cercei frumoși. Da, se văd. Acolo la voi. Ia să vedem. Încerc să filmez cu telefonul finalul. Bun. Și mai avem la 24... care este ultima căsuță de altfel. Avem, ce sunt astea?
Ori sunt, cred că sunt două lănțișoare, așa. Da, că nu văd ce ar putea fi. Bun. Și cam acesta este și calendarul advent de la Shinsei. Am desfăcut toate căsuțele. Ambele calendare au fost minunate. Prețul lor a fost foarte mic. Cu 60 de lei am cumpărat o calendare advent, ceea ce mi se pare o ofertă foarte bună. Și v-am arătat și cutia misterioasă, de care nu prea sunt îngătat. Dar în fine, asta e partea a doua. Adică mi se pare că dacă dai totuși un cadou, eu înțeleg că o să spuneți, da, dar a fost doar 15 lei. Da, dar trimitem totuși ceva util, cam așa ceva. În fine, până data viitoare, eu vă las cu bine, dragii mei. Și da, ne vedem la un nou episod. Nu o să fac vlogmas, m-ați întrebat dacă fac vlogmas. Nu, nu o să fac vlogmas pentru că, din păcate, nu am timp să postez zilnic, efectiv. Nu am timp, nu pot să mă țin de programul ăsta. Și dar o să încerc să postez undeva la 2-3 zile ca să fim mai aproape în luna aceasta și în această minunată perioadă. Până data viitoare, vă las cu bine, dragii mei, v-am pupat, pa, pa!